Un polițist aflat în concediu paternal ar fi fost prins cu droguri la festivalul Saga. Potrivit unui comunicat de presă, acesta se afla alături de o altă persoană într-o toaletă, iar cei doi ar fi avut asupra lor o pungă ce conținea o substanță de culoare albă, precum și o sticluță ce conținea urme de substanță lichidă incoloră. Polițistul a fost testat cu aparatul drug test, rezultatul fiind negativ. Conform Digi24.ro, Serviciul de Informare și Relații Publice al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București precizează faptul că luni dimineață, la finalul festivalului Saga, un agent al firmei de securitate a semnalat prezența a două persoane într-una dintre cabinele toaletei, asupra cărora a afirmat că a observat o pungă din material plastic ce conținea o substanță de culoare albă, precum și o sticluță ce conținea urme de substanță lichidă incoloră. Agentul de bază a solicitat sprijinul jandarmilor pentru efectuarea de verificări la fața locului. Una dintre cele două persoane are calitatea de polițist, acesta fiind pus la dispoziția unității, însă în prezent raportul de serviciu al polițistului este suspendat pentru efectuarea concediului de creștere a copilului, se arată în comunicatul citat. Polițistul a fost testat cu aparatul drug test, rezultatul fiind negativ. De asemenea, conducerea Poliției Capitalei a dispus verificări cu privire la situația semnalată prin structura de control intern. La finalizarea verificărilor interne vor fi dispuse măsurile legale care se impun. Poliția Capitalei se delimitează de astfel de comportamente care nu respectă etica și deontologia profesională, se mai precizează în comunicat, relatează Digi24.ro.